Salutare! Iată că avem un pui cu probleme. Este balonat. Se mai întâmplă să avem și asemenea episoade. Metoda mea cea mai eficientă pe care o folosesc este clisma. O seringă confecționată. O seringă de 20 ml. Găurită frumos aici, exact unde are acel ștuț pentru ac. Acel ștuț l-am tăiat și am băgat un cap din acela de pix. Tubul acela de pix de care ții când scrii și izolat foarte bine cu bandă izolieră și am făcut un fel de tub pentru a putea îl introduce în anusul iepurașului pentru a-i putea băga soluția din care se face clisma. Apă cu săpun, apă călduță împreună cu săpun. Acesta se bagă, v-am zis, în anus și după aceea el începe să elimine. Dacă vă uitați un pic, el deja a scos. Se vede că a avut blocaj. Crotină foarte, foarte tare. Mai ales asta. Și în același timp urât mirositoare. Dar ușor, ușor a început să-și dea drumul. O să-l lăsăm liber, pentru că asta e cel mai important. Lăsăm chiar o zi întreagă ca el să poată să elimine tot ce are în interior. El e normal ca să fie supărat și să fie așa lipsit de vlagă, dar eu zic că va scăpa. Am mai avut șanse de reușită destul de mari. Și eu cred că și el va scăpa. O să-i mai repet încă, o știu, undeva la 10 ml. Eu încerc să-i băgă. Tragem foarte frumos lichidul din care este făcut această clismă. V-am zis, direct în fund și după aceea o să elimine el ușor. Hai, Doamne ajută să auzim de bine. Ne-am întors la iepuraș cam peste 3 ore după ce am făcut clisma. Dacă vedeți pe jos încă o crotină tot de la el, că l-am mai avut așa, că una pe aici iarăși foarte tare. Și el ușor, ușor caută și el ceva să mănânce. E mai bine, mai ghiui față de cum era mai devreme. Te va ajuta. Șefule, ce va ajuta? Te faci bine. Nu știu că o fi de la el, nu mai e de la el, dar L-am pus în boxă. Se pare că asta e de la el. Aici e proaspăt, să și vede. Dar e proaspăt și mult mai bine. O să vă țin la curent cu starea lui de sănătate și eu v-am zis, cam asta e metoda prin care reușesc să scap animalele care se balonează. Ăsta le-a îngresat un pic. Nu știu dacă voi faceți și balamalele. Și pe lângă clisma, iar o focsacină, un mililitru și jumătate direct pe gât ajută să elimine.
și în același timp și un antibiotic, iar ca vitamine dufalit, tot așa, 1 ml, 1 ml și jumătate injectabil. Și totul este ok. Să ne vedem data viitoare. Cu bine. Vă salut.